Tânărul om de afaceri Daniela Bunariu a reușit să adune în jurul său un grup de femei, adepte totale ale feminismului, care se implice sexul frumos în domenii de interes strategic, cu scopul îmbunătățirii condiției acesteia în societate. Lansarea proiectului, la care s-a muncit timp de câteva luni, a avut loc sâmbătă 9 aprilie în sala de conferințe a hotelului Roman, în prezența a peste 50 de persoane de sex feminin. Evenimentul a fost prezentat de psihologul Raluca Sterea, de la care a pornit ideea acestui proiect îndrăzneț. Ați un vis devenit realitate, pentru că dumneavoastră știți că am plecat de la o mână de oameni acum puțin timp și iată-ne la prima noastră întâlnire. Pentru că eu cumva am fost inițiatoarea acestui proiect care s-a născut din nevoia de a avea în comunitatea noastră o asociație care să promoveze femeia în comunitatea locală, în ariile sociale, să fie mai implicată în deciziile care se iau în comunitatea noastră, să avem un loc în care oricând să ne putem adresa când avem nevoie de o informație, să avem un loc în care cineva să ne asculte oricând. Pentru că noi, femeile, avem nevoie să contăm mai mult în societatea actuală. În fruntea grupului este nevoie de o femeie puternică și vizionară, care de 12 ani se luptă să conducă o firmă într-un mediu ostil afacerilor. În cadrul asociației eu sunt vizionarul, pentru că mi-am dedicat mult timp studiului asupra managementului, atât în țară cât și în străinătate. Pentru că de 12 ani conduc o firmă din Roman și pentru că de 12 ani mă lovesc cu multe probleme și cu faptul că multe concepte asimilate din străinătate încă nu le putem pune în practică în România. Cum spuneam, de-a lungul anilor m-am lovit de multe probleme. M-am lovit de probleme în învățământ, în sănătate, în justiție, în administrarea publică. Și am tras o concluzie. Viața înseamnă schimbare. Iar noi putem avea două atitudini. Să ne implicăm în schimbare sau să nu ne implicăm. Dacă ne implicăm în schimbare, probabil există posibilitatea să fim dezamăgite. Dar dacă nu ne vom implica în schimbare, cu siguranță nu o să facem nimic. O să rămâne doar simpli spectatori în viața noastră. Rolul femeii în societate trebuie să fie acela de a arăta lumii cât de puternică poate fi. Să uităm de urățenia minciunii care distruge, să uităm de suferințele pricinuite de iubit și să-i mulțumim Domnului care ne dă puterea și ne ajută să mai trăim o zi în lumină și iubire. Asta am avut de spus pentru că colegele mele m-au numit înțeleapta. Vă mulțumesc! Fiecare grup trebuie să-și caute și o persoană care să reprezinte omul și asociația Femeia Contează și l-a găsit într-o persoană care lucrează în domeniul social. Și de aproximativ 6 ani lucrez în domeniul asistenței sociale. Aici am învățat și am înțeles un lucru extraordinar și esențial, acela că oamenii cu dizabilități, oamenii cu nevoi speciale, au nevoie, pe lângă sprijin și asistență profesională, de foarte multă bunătate. Mai precis, de acel zâmbet cald și de acea privire bună și blândă ce reprezintă și are efectul placebo asupra acestora. Vă voi povesti un caz real pentru a reliefa mai mult acest aspect trăit de mine la servici. Într-o zi, un domn vine să depună un dosar de încadrare în grad de handicap. Înmânându-mi dosarul, îl analizez și constat că are actul de identitate pe care să expire. Îi comunic acest fapt și îl îndemn să își preschimbe actul de identitate. Domnul mă privește fix în ochi și îmi spune așa: Doamnă, eu am cancer, mi-a căzut tot părul, mă simt atât de rău, ce rost ar mai avea? Am fost atât de uimită și bulversată în același timp, întrucât chiar nu aș fi știut care ar trebui să fie răspunsul corect, firesc, într-o astfel de situație. Însă ne-am găsit puterea și nu am spus decât atât. Cu siguranță ne vom revedea și la anul și cu siguranță ne vom revedea sănătoși.
Grupul femeilor care vor să conteze are nevoie și de o luptătoare care să le învețe cum se poate răzbate într-o lume exclusivistă a bărbaților. Acum, împreună cu colegele mele, am pus bazele unei noi valori în care credem, și anume femeile, pentru că femeia contează. Ce pot să vă urez eu este să credeți în voi, să îndrăzniți să visați, să fiți unite, să arătăm că există solidaritate feminină. Prezentarea asociației Femeia Conteaza a fost presărată de momente artistice antrenante. Părtașe într-o discuție un pic umoristică despre diferențele dintre femei și bărbați. Și constat, n-am știut, acum m-am văzut, m-am tot uitat de când am venit, dacă este vreun bărbat în sală, în afara celor care sunt la muncă. Și nu este. Și eram pregătită să spun ceva și pentru ei. Acum ori să reformulez totul. Și o să spun că mă bucur că sunteți aici în număr mare, într-o zi de sâmbătă, și că facem parte dintr-o asociație care sper să aibă un viitor frumos și constructiv. Și acum am să vă rog pe dumneavoastră, doamnele de aici din față, nu uitați, totul este umoristic, da? Și puțin serios, dar și umoristic. Să ridicați mâna cele care sunteți căsătorite. Așa, mulțumesc. După cum ați văzut, și eu sunt căsătorită. Eu sunt căsătorită de 25 de ani. Și o bună prietenă de-a mea, zilele trecute, m-a întrebat cum au trecut acești ani? Și eu am zis, wow, ca 10 minute. Ca 10 minute de ținut respirația sub apă. Așa este, doamnelor, și știți foarte bine cele care sunteți căsătorite sau ați fost sau ați trăit lângă un bărbat. Nu este absolut deloc ușor pentru noi femeile să conviețuim pe planeta Pământ cu niște ființe venite de pe Marte, mai ales că noi suntem venite de pe Venus. Și așa de bine îmi pare că n-am uitat să luăm și muntele lui Venus cu noi. Acum, nu este imposibil de conviețuit cu ei, este doar dificil. Toată treaba este să ne fim conștiente că ei sunt pur și simplu diferiți. Așa i-a lăsat Dumnezeu, diferiți. Nu sunt ca noi. Ei, nu-i nimic dacă nu sunt ca noi. Ce le place lor să facă și ceea ce cred eu că fac majoritatea celor pe care i-ați lăsat astăzi acasă, este să stea în fața focului. Imaginea asta cu focul, o să ziceți că nu e relevant acum că e cald afară, dar țineți-o minte că mă întorc la ea. Bun, noi suntem diferiți, pur și simplu funcționăm altfel. Femeile sunt capabile și nu au nicio problemă în a face mai multe lucruri deodată, ceea ce pentru bărbați este absolut imposibil. O femeie poate vorbi la telefon cu o prietenă, poate învârti în cratița de pe aragaz, poate certa copilul că nu și-a făcut temele, poate să-și arunce ochii la emisiunea preferată de la televizor și multe altele, în același timp, fără niciun fel de problemă. De ce? Pentru că creierul lor este multifuncțional. Al bărbaților nu e așa. Ei pur și simplu știu să facă un singur lucru într-un singur timp. Nu pot face mai multe și nu ne înțeleg pe noi cum ne putem face atâtea lucruri, cum ne putem funcționa în felul ăsta. Există o explicație. Explicația este că pur și simplu creierele noastre sunt diferite. În creierele femeilor sunt niște rețele neuronale care se scurcircuitează așa de la o problemă la alta, de la un gând la altul, de la o situație la alta și toate merg împreună și nu e nicio problemă. În creierul bărbaților nu este așa.
La ei în grăieraș sunt o mulțime de cutiuțe. Sunt cutiuțe pentru orice problemă. O cutiuță pentru familie, o cutiuță pentru hobby, una pentru sport, una pentru mașină, una pentru vacanțe și una pentru mama soacră, de-aia e ascunsă așa mai dedesubt. O accesează mai greu. Ce fac bărbații cu aceste cutiuțe? Când este să au ei de spus ceva, de făcut un lucru, accesează frumos cutiuța. Am uitat să vă spun, cutiuțele acestea sunt în creierele lor, dar fără să se atingă. Deci cutiuțele nu se ating, da? Accesează cutiuța, o scot frumos, o deschid, dezbat subiectul din cutiuță, închid cutiuța ușor la loc și o pun înapoi fără să se atingă de alte cutiuțe. Ei discută doar un singur subiect odată și pe rând. I-ați văzut pe bărbați cum vorbesc? Între ei, unul vorbește și celălalt ascultă. Cel mult face... Uh-huh. Femeile cum vorbesc? Simultan. Toate deodată. Despre mai multe subiecte. Și le și pricep. Culmea. Așa. Așa că, despre ce e vorba? Bărbații mai au o cutiuță pe lângă toate astea, care le este cea mai dragă. Este cutiuța despre nimic. Le place foarte mult să acceseze această cutiuță. I-ați văzut la pescuit? Sau în fața televizorului? Când sunt în fața televizorului, vă rog, doamnelor, țineți minte, nu le dați informații importante. Nu numai că nu le aud sau să le înțeleagă, dar vor jura că nici n-ați deschis gura. De aceea când vine ploaia, mă uit la cer și aștept ca lacrimile lui Dumnezeu să mă ude. Consider că sunt o floare. Pentru că altfel nu mi-explic ploaia, nu? Mai cred că Dumnezeu a iubit atât de mult femeia după ce a lăsat-o pe pământ, încât i-a dat foarte multe oportunități. Și anume, a făcut-o să fie identică cu bărbatul. În ce? Poate să facă orice face bărbatul. Bărbatul nu poate să facă ce face femeia. Clar, nu-i așa? Și grupul de feministe și-a propus să se ia la trântă cu lumea misogină a bărbaților și să rezolve prin proiecte convingătoare probleme din educație, de ocupare eficientă a timpului, de siguranță urbană, de mediu, de economie, administrație publică locală, sănătate, venind cu soluții concrete pentru rezolvarea lor.